Dragi frați și surori, dragi prieteni, îi mulțumim Tatălui că am ajuns în acest loc unde am dorit ca să începem acest serviciu de mormântare și să ne amintim fiecare dintre noi recomandările Scripturii care spun mai bine este să te duci într-o casă de jale decât într-una de petrecere, căci acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cei ce trăiesc pun la inimă lucrul acesta. Așadar, noi astăzi avem această posibilitate să punem la inimă că toți suntem străini și călători pe pământ. Fratele Nelu Galiș și-a terminat cursul pământesc în credință. Îi mulțumim Tatălui pentru acest lucru și noi care suntem aici avem acest gând ca să lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui revărsată asupra noastră fiecăruia, dar în mod special asupra celui care a fost fratele nostru Nelu. Așadar vom începe cu cântarea 285, mai aproape, Doamne, către Tine, deși e grea crucea pentru mine, totuși cântarea mea este întotdeauna mai aproape, Doamne, către Tine. După cântare, fratele Iosif ne va conduce în rugăciune cerând ajutor de la Tatăl. Mai aproape, Doamne, yeah.
reunim în rugăciune, fratele Iosif va cere binecuvântarea peste adunarea noastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, Părinte al veșnicilor, Tu, Tatăl al tuturor mângâierilor, în numele Fiului Tău iubit, în acest loc, în acest moment, ne ridicăm vocea noastră spre Tine, să-ți mulțumim frumos, Tată Ceresc, că prin bunătatea Ta am ajuns până în această zi. Să-ți mulțumim, Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat cu o credință prea sfântă, că ne-ai binecuvântat cu frați și cu surori, că ne-ai binecuvântat ca între noi să fie și fratele nostru Nelu Galiș, care, prin bunătatea Ta și harul Tău, a fost credincios toată viața lui, până în ultimele clipele vieții. Îți mulțumim, Tată Ceresc, și pentru aceste exemple vii pe care le avem în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că putem veni aici și dorim ca în această zi Tu să fii în mijlocul nostru prin Spiritul Tău cel Sfânt, să dai cuvânt servilor Tăi, să avem fiecare îmbărbătare și încurajare, știind, Tată Ceresc, că după această noapte de întuneric și de păcat, urmează ziua frumoasă a învierii și a restatornicirii tuturor lucrurilor. Îți mulțumim de această speranță pe care a mântuit-o și fratele nostru. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că îndurările Tale nu sunt la capăt și bunătățile Tale nu s-au sfârșit. Dorim, Tată Ceresc, ca acel cuvânt pe care ne-l vei oferi în această zi prin servitări să ne pătrundă mintea și inima, să ne ajute să putem merge și noi înainte pe cărarea îngustă până la sfârșitul vieții noastre, ca să găsim și noi acest repaus plăcut care este în Tine, dar plin de credincioșie. Te rugăm să binecuvintezi adunarea noastră din acest loc, să binecuvintezi și să mângâi familia îndoliată și pe care fiecare frate și soră care simte, Tată Ceresc, o durere pentru pierderea fratelui nostru, dar nu fără speranță. Încredințăm în mâna Ta, iubitoare, și această zi și aceste momente și dorim ca toți împreună să-ți aducem slavă, cinste, laudă Ție și Domnului Iisus, în a cărei merite am îndrăznit și îți mulțumim. Amin. Amin. Reamintim fraților, surorilor, prietenilor, avem obligativitatea să avem fiecare mască și să păstrăm cât se poate distanță. Avem loc unde să ne extindem aici. Așa cum obișnuim de obicei, cu această ocazie vom avea câteva lecții din Scriptură care să ne fie o încurajare, o mângăiere pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru acei care simt cel mai mult durerea despărțirii. Pentru început rugăm pe fratele Traian Iepure să ne servească. Frate Traian, te rugăm. Dragă familie îndoliată, dragi frați și surori, dragi prieteni ai adevărului și dragi ascultători, sigur, ne-am adunat în acest loc cu această ocazie tristă, cu ocazia trecerii din viața a fratelui Nelu și de câte ori ajungem în astfel de situații, desigur, mintea noastră își pune niște întrebări. De ce suntem noi pe acest pământ? Care este scopul vieții noastre pe acest pământ? De unde venim și încotro ne îndreptăm? Credem că sunt întrebări pe care orice ființă inteligentă și le pune, mai ales în astfel de momente, când desigur pare că moartea este acel lucru care, din punct de vedere uman, pare că pune capăt tuturor speranțelor.
Dacă atunci când noi suntem bolnavi, spre exemplu, ne tratăm și sperăm că ne vom face bine. Deci, din punct de vedere uman și nu numai, există o speranță că dacă ne tratăm, ne vom face bine. Atunci când suntem într-o problemă financiară, muncim mai mult și sperăm că o să ieșim din acea problemă. Dar când vine moartea, pare că nu mai lasă nimic. Pare că nu rămâne nici o posibilitate din punct de vedere uman. Cum spune omului Dumnezeu Iov, că un copac care este tăiat rămâne o rădăcină și este speranță că o să dea lăstari. Dar când omul moare, zice el, nu mai rămâne nimic. Și din punct de vedere uman, credem că așa este. Totul ar părea că este sfârșitul la ușa mormântului. Și ne amintim unii oameni necredincioși din trecut care au scris la intrare în cimitire, moartea este un somn etern, scrie acolo. A fost un guvern ateist fără de Dumnezeu în Franța odată și nu credeau în Dumnezeu și ei au zis că moartea este un somn etern. Și ne amintim și mai proaspăt în experiențele noastre că și noi am avut astfel de guverne care credeau acest lucru. Adică încercau să-L excludă pe Dumnezeu, să-L pună undeva într-un colț. Dar, desigur, noi avem o lecție minunată chiar în dimineața asta, unde spune că în a-L recunoaște pe Dumnezeu și a-I da locul cuvenit în inima noastră este începutul înțelepciunii. Adevărata înțelepciune o putem obține doar dacă îl recunoaștem pe El, sursa înțelepciunii, sursa oricărei bunătăți. Și sigur că oamenii de știință ne spun despre lucrarea creației. Noi o numim a creației pentru că îl recunoaștem pe El, dar ei nu o numesc creație, ci o numesc probabil întâmplare. Și găsesc atâtea așa zise coincidențe, care până la urmă le va glăsui foarte clar că nu se poate. Și vor găsi și ei, la un moment dat, pe Dumnezeu, dar probabil pe o cale mai ocolită. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a deschis ochii, minții și ai inimii, ca să putem să privim înspre El, să putem să-I apreciem caracterul Său minunat și să putem să apreciem și planul Său minunat de mântuire, care L-a conceput atât de minunat și este pentru noi în favoarea noastră. Prin profetul Ieremia, el spunea, căci eu știu gândurile pe care le am față de voi, zice Domnul. A zis lui Israel și ne zice și nouă tuturor, gândurile lui sunt planurile lui. Căci eu știu gândurile mele pe care le am față de voi, zice Domnul. Ce fel de gânduri? Și el continuă, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că el în planul său o găsit cu cale să ne dea un viitor și o nădejde vie. Îi mulțumim lui pentru faptul că a intervenit și s-a implicat în soarta omului, astfel încât această moarte care de 6.000 de ani mai bine seceră, toate generațiile le-a secerat. Nimeni n-a trăit de-a lungul veacurilor, fraților și dragi ascultători. Toți au fost, la un moment dat, au plecat de aici vrând nevrând. Deci moartea care este marele dușman al rasei umane, Dumnezeu a hotărât, a luat o hotărâre ca să dea o șansă acestei creaturi căzute. Și aș vrea să citez din Sfânta Scriptură câteva versete în privința asta. Isaia 57. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu, zice el, locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Dar, și aici, dragi ascultători, dar, să observăm ce spune el, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez
inimile zdrobite. Iată, dragi ascultători, ce Dumnezeu avem noi. Este exact ceea ce avem noi nevoie în situația în care suntem cu toții. Este o situație care, din punct de vedere uman, este fără ieșire. Cu toții suntem conștienți de aceasta, nu? Cu toții suntem conștienți, mai ales văzând ultimele stări din lume și evenimente care s-au petrecut în ultimul an, care au accentuat deja problemele care sunt de generații. Și problemele rasei umane sunt așa de încâlcite, de încât numai Dumnezeu este cel care poate să le rezolve. Nu este de competența omului. Și el zice în continuare: nu vreau să cert în veci. Iată, Dumnezeu nu vrea să certe mereu. De 6.000 de ani el o certat. Prin faptul că omul a suferit și a murit, asta a fost practic mânia lui Dumnezeu care a venit din cauza neascultării omului, din cauza păcatului, căci trebuie să spunem că păcatul este cauza morții și păcatul este cel care desparte pe om de Dumnezeu și că Dumnezeu se împotrivește întotdeauna păcatului și păcatul îi se împotrivește lui. Și zice în continuare așa: nici să țin o mânie necurmată, când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Iată ce spune Dumnezeu, că nu vrea să certe pentru totdeauna. Nu dorește ca această lucrare a mâinilor lui, această creație pe care l-a început-o, făcut-o în chipul său, despre care a zis că este foarte bună, înzestată cu inteligență și cu sentimente, cu capacități minunate. El nu vrea ca această rasă umană să se stingă, ci dorește să oprească odată acest tăvălug al morții. Și spune în continuare: din pricina păcatului lăcomiei lui. Iată, lăcomia. Probabil că acolo în grădina Eden, ne amintim cu toții, Dumnezeu a pus o interdicție primii perechi acolo. Să nu mâncați dintr-un anumit pom. Dacă veți mânca, veți muri negreșit, a spus Dumnezeu. Nu a zis că dacă mâncați, veți primi o altă pedeapsă. Ce a spus Dumnezeu a fost foarte clar și a spus: veți muri negreșit. Adică fără îndoială se va întâmpla lucrul acesta. Și aici spune: din pricina păcatului lăcomiei lui, m-am mâniat și l-am lovit. Și cu toții simțim și toate generațiile au simțit această lovitură care a venit din partea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Roman 5: fiindcă plata păcatului este moartea, spune foarte clar. Și în 5:12, printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și cât de minunat vede apostolul Pavel și vorbește despre aceste lucruri. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Și moartea a trecut asupra tuturor pentru că toți au păcătuit. Faptul că toți oamenii mor și toți oamenii suferă deopotrivă, nu este oare o dovadă care vine și confirmă Sfânta Scriptură? Căci cu toții venim dintr-un singur sânge, cum spune Apostolul în Fapte 17? Nu este o dovadă puternică împotriva evoluției? Ba da! Deci aceasta este o dovadă clară că există o cauză primară care a fost acolo în Eden. Și acea cauză, efectul acelei cauze a neascultării omului a ajuns până la noi, la distanță de mii de ani. Și oamenii continuă să moară. Și acum sigur că noi vom dori să punctăm și speranța, nu doar acest aspect al trist al... Din pricina păcatului lăcomiei lui m-am mâniat și l-am lovit, m-am ascuns în supărarea mea. Și el s-a ascuns, în toți acești 6.000 de ani el s-a întors fața de la om. Și omul a urmat pe căile inimii lui și a căutat să-și rezolve singur lucrurile. Și ne întrebăm cât de bine s-au descurcat oamenii fără Dumnezeu. Toate planurile omului, zice Biblia, sunt deșertăciune. Pentru că oricât de multe ar rezolva omul într-o viață sau un guvern, cât de multe ar realiza. Până la urmă sunt lucruri care sunt trecătoare. Poate rezolvă parțial doleanțele și necesitățile poporului. Nu rezolvă într-adevăr lucrurile. Dumnezeu nu și-a propus să pună un petic nou pe o haină veche. El vrea ca să facă o haină nouă cu totul. Nu dorește să peticească ceva vechi. Acesta este planul lui Dumnezeu.
M-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile. Și aici este har. Și totuși îl voi tămădui. Iată ce spune Dumnezeu. I-am văzut căile. Sau altfel spus, putem să parafrazăm. V-am văzut căile, dar nu vă fac după căile voastre, ne-ar spune nouă. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și probabil acest el, probabil că este capul rasei, Adam, și pe cei care plâng împreună cu el, toată rasa umană. Și apoi versetul următor este foarte minunat. Voi pune laudă pe buze. Pace celui de departe și pace celui de aproape, zice Domnul. Și acest verset ne leagă cu Noul Testament, cu Efeseni capitolul 2, unde Apostolul Pavel vorbește despre această pace minunată și o pune în legătură cu Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, de bună voie și-o da viața ca răscumpărare pentru toți. Și această răscumpărare în planul lui Dumnezeu este mijlocul prin care pacea va fi realizată. Atât celui de aproape, să spunem, a evreului, cât și celui de departe, a tuturor celorlalți, la timpul cuvenit al lui Dumnezeu. Mulțumim pentru faptul că Tatăl nostru Ceresc s-a îndurat de noi și ne-a pus această speranță minunată în Evanghelie. Apostolul Pavel vorbi despre Dumnezeu, îl numește Dumnezeul tuturor mângâierilor, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca fiind mângâiați de Dumnezeu, să mângâiem, zice Apostolul, ne îndeamnă pe cei care se află în vreun necaz. Domnul să ne ajute la acest lucru, dragi ascultători. Gândindu-ne la misiunea Domnului nostru Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră în urmă cu 2000 de ani, ne amintim în ce condiții umile și-a făcut El intrarea în lumea noastră. Cel prin care a fost creat tot universul, zice Apostolul, chiar la începutul Evangheliei Ioan. Ne amintim acolo, El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și acest înger puternic acceptă să vie să-și dea viața pentru noi, să principiul vieții sale să fie transferat pe plan uman, să devină omul Iisus, omul Iisus Hristos și să ia de bună voie asupra lui toate păcatele lumii. Este ceva minunat gândindu-ne la această noblețe a lui. Cuvintele Apostolului Pavel spun: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, 2 Corinteni 8:9. El măcar că era bogat și el a fost bogat acolo sus la Tatăl. A avut slavă și putere și Tatăl l-a folosit într-un chip minunat să aducă în existență totul. Dar la un moment dat vine timpul ca Tatăl să încredințeze o altă misiune. O misiune cu totul deosebită de tot ce a fost înainte. Și Domnul spune: tu n-ai voit nici jertfe, nici arde de tot, dar voi citi, că e mai bine, din Psalmul 40, care au fost cuvintele Domnului nostru la Iordan. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. În evrei spune, mi-ai pregătit un trup. Apostolul schimbă acolo un element foarte important, arătând că această străpungere a urechilor era în legătură cu legământul său de sacrificiu și cu faptul că i-a pregătit un trup ca să fie răscumpărătorul. Atunci am zis: iată-mă, vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Deci iată că el a venit și a înțeles planul lui Dumnezeu. După botez a înțeles planul lui Dumnezeu și a înțeles că
împlinirea acestui plan va însemna suferință, sacrificiu și chiar moarte. Și el a acceptat de bună voie lucrul ăsta. Și despre asta vorbește apostolul acolo. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat înainte, în preexistența sa, s-a făcut sărac pentru noi. Pentru noi ne includem. Pentru toți. Pentru noi. Pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Sunt niște cuvinte extraordinare, dragi ascultători. El a acceptat să devină sărac pentru ca noi să devenim bogați. Asta înseamnă că noi eram săraci. Și sigur că am fost sărăciți de viață și de toate binecuvântările perfecțiunii, prin păcat. Și el, de bunăvoie, a venit și a acceptat ca să ia asupra sa păcatul lumii, păcatele noastre a tuturor, ca să ne poată da, într-adevăr, viața. Sigur, citind în planul lui Dumnezeu, studiind, observăm că planul acesta lui Dumnezeu prinde trecutul, prezentul și viitorul. Este minunat și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a permis ca să putem înțelege ceva din acest plan minunat. Și înțelegem că el, acest plan, va produce două feluri de roade. Două feluri de roade. Adică va fi o mântuire pe plan ceresc și o mântuire pe plan pământesc. Credem acest lucru pentru că este afirmat frumos în Scriptură. Și Dumnezeu zice către Avram, către credinciosul Avram: Avrame, fiindcă ai făcut lucrul acesta pe mine însumi jur, în tine și sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului și sămânța ta va fi de două feluri, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, arătând că mântuirea se va împărți în două, cerească și pământească. Și acum, desigur, noi înțelegem cum Dumnezeu și-a aruncat privire peste neamuri după ce Domnul s-a înălțat, după ce a depus jertfa, s-a prezentat înaintea Tatălui Ceresc ca să prezinte sacrificiul său prețios, a fost acceptat și apoi el a trimis Spiritul Sfânt peste toți cei care așteptau în Ierusalim și mai târziu încă el și-aruncă privire peste neamuri pentru a alege această clasă specială reprezentată prin stelele cerului. Sigur, această clasă specială este numită în făgăduință sămânță. În tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Sămânța aceasta, zice apostolul Pavel în Galateni 3, 16, și seminței tale, adică Hristos. Acea sămânță despre care Avram o crezut că va fi Isaac. Mai târziu, probabil, evreii au crezut că va fi David sau Solomon, în toată gloria lor. Și poate că și alți oameni de-a lungul istoriei lor au așteptat și au crezut că o să fie. Și totuși vedem că Domnul Iisus Hristos a fost acela pe care Tatăl Ceresc l-a rânduit ca să fie sămânța prin care urma să dea o binecuvântare durabilă tuturor familiilor pământului, nu numai poporului evreu. Ce mare este harul acesta care îi include pe toți. O răscumpărare pentru toți și o ocazie favorabilă pentru toți. Toți câți vor dori să asculte. Cei care astăzi ascultă, astăzi dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Romani, Evrei 3 cu 8 și 9, zice apostolul Pavel. Deci astăzi cine are urechi de auzit, și Domnul repetă mereu acest lucru, cine are urechi de auzit să audă. Spune lucrul ăsta și când a fost pe pământ și ne amintim că îl repetă și în Apocalipsa 2 și 3. Repetă acest, cine are urechi de auzit să audă. Cine are urechi de auzit, și fratele Nelu a avut urechi de auzit, credem, și a fost un frate exemplu în toate privințele, și a răspuns acestei chemări. A avut urechi de auzit și a răspuns acestei chemări și el a fost animat de această speranță ca să ajungă odată să împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Această speranță minunată care ne-a fost pusă înainte în Evanghelie. Și când această clasă se va completa, apostolul continuă în Galateni 3 și spune că această sămânță este Domnul Iisus în primul și în primul rând, dar că această sămânță nu este numai el singur, el este capul acestei semințe. Și că împreună cu biserica vor forma sămânța întreagă pe care Dumnezeu a menționat-o în făgăduință. Și apoi în versetul 29 el spune: și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Și explică, nu mai este nici
iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, arătând că Spiritul Sfânt îndepărtează, demolează toate aceste obstacole. Deci în Hristos nu mai există acest fel de obstacole care erau, spre exemplu, sub lege sau în alte situații. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că acest timp credem că este foarte aproape, când această sămânță este gata să fie completă. Și apoi partea cealaltă, ca nisipul mării menționat în făgăduință, binecuvântarea pământească, când toate familiile pământului își vor pune încrederea în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Este foarte aproape acel timp, dragi ascultători ai Cuvântului Dumnezeu. Este foarte aproape acel timp, tocmai acum când vedem că durerile peste umanitate sunt așa de mari. Sunt așa de mari. Apostolul aseamănă aceste dureri care vin peste lume cu durerile care vin peste femeia însărcinată. Și el spune... Durerile care vin, nu spune ca durerea, ci ca durerile. Deci este o succesiune de dureri care precedă o naștere. Și acum sigur că noi înțelegem că lumea nouă a lui Dumnezeu trebuie să se nască. Dar ea nu se poate întâmpla, acest lucru nu se poate întâmpla fără să existe dureri înainte. Și durerile acestea sunt înainte ca împărăția să se stabilească. Deci este nevoie ca aceste dureri să vină peste umanitate ca... Sigur, ea să învețe niște lecții valoroase și ca împărăția în sfârșit să poată fi stabilită. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că a pregătit un har liber în împărăție, când toți, cum spune Apocalipsa 22 cu 17, toți bazați pe lucrarea răscumpărătorului vor putea să primească viață veșnică. Și vreau să citesc versetul respectiv din Apocalipsa 22, care se referă la împărăție. Spune așa, versetul 17. Și Duhul și Mireasa, adică vedem această sămânță completă, Duhul și Mireasa, Domnul și Mireasa, completă, o lucrare completă care încă este în derulare în prezent, dar care la un moment dat se va termina. Și apoi, și Duhul și Mireasa zic, vino, o chemare. Și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Aceasta va fi chemarea veacului viitor, care este atât de aproape, când toți oamenii vor putea să se bucure de pregătirile generoase pe care Dumnezeu le-a făcut. Și nu doar oamenii care vor fi în viață la acel moment dat. Trebuie să subliniem lucrul acesta, pentru că este momentul. Deci Dumnezeu în îndurarea sa a pregătit o trezire din morți, o trezire generală din morți, după cum spune și Apostol Pavel. Fiecare va veni din nou la viață, la rândul cetei lui, fiecare se va scula ca să poată auzi de singurul nume care a fost dat sub ceruri în care putem să fim mântuiți. Cred că o să mă marginesc aici la vorbire. Doresc doar să citesc un verset din Evrei cu care o să închei. Evrei 12. 3 versete. Luați seama ca nu cumva, spunea apostolul către evrei și ne spune și nouă, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul. Deci, atunci când Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul evreu la muntele Sinai și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Și credem că suntem în mijlocul acestei clătinări, dragi ascultători. Când pământul simbolic și cerul simbolic se clatină puternic. Și să vedem scopul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Iată care este planul lui Dumnezeu.
vrea ca tot ceea ce este de factură umană, care nu poate să reziste acestui seism, să spunem așa, să cadă și să rămână în picioare doar lucrurile care merită să meargă în continuare și care țin de împărăția lui Dumnezeu. Și ultimul verset, fiindcă am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Domnul să ne ajute. Amin. Mulțumim fratelui Traian pentru cuvintele aduse. Îi mulțumim tatălui pentru că a întocmit un plan atât de minunat. Dacă am văzut cum a fost creat omul, dacă am văzut cum Dumnezeu în marea sa iubire a trimis un răscumpărător, am înțeles că dorința tuturor popoarelor se împlinește într-o împărăție. Aș vrea să cântăm cântarea 332, O vie, Doamne, a Ta împărăție. Aducând ziua de pace scumpă, înțelepciunea și a Ta dreptate asta lume întreagă să o umple. Cântarea 332. O vie, Doamne, a Ta-mpărăție, aduc în zi oa de pace scumpă, înțelepciunea și a Ta dreptate, asta lume treagă să o umple. O vie, Doamne, a Ta-mpărăție, patria păcii și a iubirii, pentru care